reciclării sunt căutați 5 suspecți care au reușit să păcălească un lanț de magazine și să deconteze ilegal 300.000 de lei prin sistemul garanție returnare. Mai exact, au folosit vouchere false, cu ajutorul cărora ar fi retras apoi banii de la casele de marcat, fără să dea însă înapoi vreun ambalaj. Detalii despre această schemă incredibilă are colega mea, Ana Ciuvică. Bună ziua, Ana, te ascultăm! Bună ziua, bun găsit tuturor! Vorbim așadar despre 5 mandate de percheziție care au fost puse astăzi în aplicare de către polițiști. 5 suspecți au fost duși la audieri și sunt cercetați în aceste momente pentru înșelăciune, fals și uz de fals. Asta după ce spun polițiștii, aceștia ar fi falsificat mai multe bonuri pe care le-au primit la acele aparate de reciclare care sunt în marile supermarketuri din țară. Mai exact, spun anchetatorii, cei 5 bărbați ar fi falsificat mai multe astfel de bonuri, cu ele s-ar fi dus mai apoi la casele de marcat pentru a ridica sumele de bani, asta deși ei nu au reciclat de fapt niciodată nimic. Prejudiciul, conform informațiilor pe care le avem, ar fi undeva la 300.000 de lei. Sunt audieri și în aceste momente urmează să vedem ce vor decide polițiștii în ceea ce îi privește, dar bineînțeles că și cercetările continuă în acest caz, pentru că există posibilitatea ca același lucru să se fi întâmplat și la alte supermarket.